Salut! În videoclipul acesta vreau să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin și piața cripto în februarie. Deblocare de criptomonede în valoare de 900 de milioane de dolari, două știri negative de la Binance și Polygon, iar dacă ai cont pe Binance trebuie să vezi neapărat acest videoclip. Hai să nu mai pierdem timpul și să trecem direct la treabă, dar înainte nu uita de un like, nu uita de un comentariu pentru că mă ajută tare mult la creșterea acestui canal. Și pentru cine își dorește să susțină canalul poate să devină membru și o să aibă acces la niște beneficii extra. Începem cu Polygon, care a concediat 60 de angajați, iar asta înseamnă 19% din toată echipa. Dacă ar fi să ne luăm după capitalizarea de piață, Polygon este cel mai mare Layer 2 pe Ethereum. S-au procesat până acum 2,44 miliarde de tranzacții, s-au construit peste 1 milion de smart contract și au înregistrat un volum în vânzările NFT de 12,8 miliarde de dolari. Deci nu putem să spunem că este un proiect care nu contează. CEO-ul companiei a postat acest lucru într-un articol de blog de pe forumul Polygon. A spus că dacă ei sunt o echipă mai mică, pot să colaboreze mai mult, pot să accelereze proiectele solicitante și pot să execute la cel mai înalt potențial al lor. Eu cred că este total pe dos, dar mă rog. În urma concedierilor, angajații care au rămas vor primi o creștere a salariului de 15%, iar cei care au fost concediați o să primească două salarii în avans și beneficii de sănătate până la sfârșitul lunii, acolo unde este cazul. Tokenul Matic nu a fost foarte afectat de aceste vești. În continuare, o știre care nu are foarte mult legătură cu cripto, însă are legătură cu proiectele care vor să construiască un metavers. Săptămâna aceasta, compania Meta și-a prezentat rezultatele din Q4 2023, anunțând că divizia Realty Labs a depășit pentru prima dată pragul de 1 miliard de dolari în venituri trimestriale. Cu toate acestea, divizia a pierdut 4,6 miliarde de dolari în acel trimestru, ceea ce face ca totalul final al pierderilor pentru 2023 să ajungă la un nivel uluitor de 16 miliarde de dolari. Deci ăștia cu un buget atât de mare n-au reușit să dea lovitura cu metaversul și din păcate o să fie destul de greu și pentru proiectele cripto care nu au un buget atât de mare să construiască metavers. Ajungem și la o statistică interesantă la care vreau să ne uităm. Ce s-a întâmplat cu Bitcoin în luna februarie din 2013 până în prezent? În partea jos vedeți anul 2013 și în partea de sus anul 2024, ca să știți cum să vă uitați pe această poză. Mi se pare destul de interesant că luna februarie de obicei a fost o lună verde pentru Bitcoin. Bitcoin doar de două ori a scăzut în luna februarie de când există, iar Ethereum doar o singură dată a fost pe roșu în luna februarie. Singura lună unde mai avem atât de mult verde este luna octombrie, care mai este numită în cripto Optober. Media de creștere pentru luna februarie a Bitcoin este de undeva la 12%, Nu spun că se întâmplă asta, este doar un scenariu ipotetic, dar dacă s-ar respecta media de creștere cu 12%, am putea vedea un Bitcoin la începutul lunii martie la aproximativ 48.000 de dolari. Astăzi Bitcoin este 43.000 și de asta spun 48.000 de dolari. Eu chiar cred că februarie poate să fie o lună bună pentru cripto și o să vă prezint și câteva motive. Ratele dobânzii în primul rând au rămas constante. Șomajul în America a venit sub așteptări. Așteptările erau de 3,8% și șomajul a venit la 3,7%. Iar cât timp șomajul nu este peste 3,8%, nu putem să vorbim despre o recesiune. Dacă ne uităm pe acest site, unde putem vedea care sunt șansele ca la următoarea întâlnire Fed, Jerome Powell, să modifice rata dobânzii, o să vedem ceva foarte interesant. Prima dată, următoarea întâlnire este în 46 de zile și dacă mergem mai jos să ne uităm la procente, vedem că ceva s-a schimbat pe acest grafic. Vedem că șansele sunt tot mai mari ca ratele dobânzii la următoarea întâlnire din 20 martie să rămână la fel. Avem șanse de 62% ca ratele să rămână neschimbate și doar 38% să le scadă cu 0,25%. Și încă un lucru destul de pozitiv din punctul meu de vedere legat de ETF-urile Bitcoin din America, care tot așa poate să influențeze într-un mod pozitiv prețul Bitcoin. Volumul ETF-ului Bitcoin Spot a celor de la BlackRock a depășit pentru prima dată ETF-ul Grayscale. După ce produsul convertit al Grayscale a dominat timp de 14 zile, volumele zilnice ale ETF-urilor Bitcoin Spot
Joy, iBit, este ETF-ul al celor de la BlackRock, a depășit pentru prima dată GBTC. iBit a generat un volum zilnic de tranzacționare de 303 milioane de dolari față de 292 de milioane de dolari pentru GBTC. Asta toate potrivit tabloului al datelor The Block. Ideea era că de la Grayscale majoritatea volumului era de sell, datorită comisioanelor mari și că oamenii au cumpărat înainte să se transforme într-un ETF la reducere multe acțiuni. Nu zic că de la BlackRock tot volumul este de buy, însă combinat cu toate celelalte ETF-uri care mai există și mai există încă 9 sau 10 ETF-uri dacă este să le extragem pe cele două, cel al Grayscale și cel al BlackRock din listă. Nu zic că de la BlackRock tot volumul este de buy, însă combinat cu toate celelalte ETF-uri se poate ca volumul de cumpărare să fie acum mai mare decât cel de vânzare și lucrurile acestea funcționează destul de simplu. Dacă eu mă duc astăzi și cumpăr acțiuni la vreun ETF, cei de la ETF trebuie să cumpere Bitcoin de banii mei și invers se întâmplă atunci când vând acțiuni de la ETF. Deci vă dați seama că dacă volumul de cumpărare este mai mare decât cel de vânzare, este clar că acest lucru influențează prețul Bitcoin într-un mod pozitiv. În continuare, să aveți în vedere că în această lună, pentru 27 de criptomonede, se deblochează token în valoare de aproximativ 900 milioane de dolari. Chiar dacă anumit token nu o să scadă atunci când intră noi tokeni în piață, însă este important de reținut că volatilitatea o să existe. Haideți să vedem care sunt acești tokeni, numai că nu se înțelege prea bine din această poză. O să-i dau un pic zoom. De fapt, nu o să-i dau zoom, o să ne uităm direct aici. Avem DIDX, Aptos, Sandbox, Avalanche, vedeți aici datele, în partea stângă. Mai avem Stepn, Yearn Finance și chiar nu o să stau să le citesc chiar pe toate. Vă rog pe voi să puneți videoclipul pe pauză sau eu să vă spun numai la anumite proiecte pe care eu le urmăresc. De exemplu, avem Galaxy, Blur, Manta Network, Algorand, Immutable X, SingularityNet și cam atât din această listă. Puteți să puneți voi videoclipul pe pauză. Și ultima știre de astăzi, am găsit această știre publicată astăzi care spune că datele Binance, inclusiv codul și parolele interne, au fost divulgate pe GitHub. Informațiile ar fi inclus detalii despre măsurile de securitate ale Binance, cum ar fi parolele și multi-factor authentication. În articol spune că datele au fost disponibile din 5 ianuarie minim și în final datele acestea au fost eliminate de pe GitHub în urma unei cereri de retragere a drepturilor de autor depuse de Binance săptămâna trecută, confirmând că datele conțineau cod care aparțin bursei. Binance susține că acele date nu reprezintă un pericol pentru utilizatori pentru că acel cod era vechi și echipa lor de securitate a confirmat că memoria cache nu seamănă cu ceea ce au ei în prezent în producție. Cu toate acestea, în cererea pe care Binance a făcut-o către GitHub ca acel cod să fie dat jos, ei spun de mai multe ori că informațiile sunt codul intern al clientului nostru, care prezintă un risc semnificativ pentru Binance și cauzează prejudicii financiare grave pentru Binance și confuzie sau prejudiciu pentru utilizatori. Poate să fie adevărat ce spun și să nu fie nicio problemă de securitate, însă cel puțin cei care țin fonduri pe Binance, eu aș lua în calcul să-mi schimb parola ca o măsură suplimentară de protecție, adică nu ai nimic de pierdut, probabil să ai doar de câștigat în cazul în care să nu fie adevărat ceea ce spun cei de la Binance. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos, vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, o să găsiți în descriere și linkul către Telegramul meu, unde o să găsiți multe lucruri interesante, la fel și Twitterul. Și pentru cine își dorește să susțină canalul, apreciază munca mea, poate să se alăture ca membru. Pur și simplu aici pe canal ai butonul de alătură-te și o să găsești beneficiile pentru fiecare nivel în parte. Iar până atunci, noi ne auzim data viitoare. Ciao! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.